Peste 200 de copii din clasele 5-8 de la școlile Ion Creangă, Octavian Goga și Lucian Blaga au participat la un program educațional pregătit special de Loga Dance School Satu Mare. Evenimentul a avut loc sâmbătă seară. Copiii prezenți la evenimentul Loga Dance au fost încântați că pot să fie alături de colegii lor pentru aproximativ 5 ore, timp în care au învățat să danseze, fiind informați și despre efectele nocive ale drogurilor, dar și cum pot să își formeze personalitatea fără să-i copieze pe cei din jur. În această seară am organizat al treilea program educațional la Loga Dance School. Am întrunit 3 școli generale din cartierul Micro 17. Este vorba de școala Ion Creangă, Lucian Blaga și Octavian Goga. La acest eveniment au participat cei mai mulți copii, peste 210 copii sunt prezenți. Vă așteptați la ceva, nebunii sau... Avem 10 supraveghetori care au fiecare metru lor pătrați la care trebuie să fie foarte atenți. Am rămas plăcut surprinși că absolut deloc nicio problemă cu copiii. Li s-a spus de la început că nu se alargă, aici am venit să dansăm, toată lumea dansează în sală, nimeni nu aleargă. Deloc, niciun fel de probleme, nu sunt, ei se simt foarte bine, au învățat câțiva pași de dans, a fost un moment artistic în care au văzut 11 dansuri oferite de Loga Dance School. A fost un program de 20 de minute cu psihologul școlii de dans, Loga Dance School, Dana Cristianu, și la urmă cu o doamnă de la Asociația Națională Antidrog, care a lucrat cu copiii timp de o jumătate de oră. Are loc următorul program? În fiecare weekend nu putem organiza pentru că avem și noi activitățile noastre școlare, suntem la concurs sau avem alte evenimente pe care le organizăm, dar în limita timpului disponibil organizăm în fiecare sâmbătă în care ne permitem. Modele care s-au făcut la acest eveniment, de fapt la fiecare eveniment, sunt asigurate de Asociația Fotografilor Profesioniști din România, este ora de Asociația Prisma. Toate aceste poze se vor expune pe Facebook, pe Loga Dance, pe pagina Loga Dance School pe Facebook sau pe pagina de internet logadance.ro. Iar acolo profesorii, părinții pot vedea cum s-au simțit copiii în această seară sau săptămâna viitoare părinții care vor să vină să descarce o înregistrare despre acest eveniment pot să vadă acasă cum s-au simțit copiii. Iar peste 2-3 luni, când prin rotație vom organiza din nou pentru aceste școli acest eveniment, atunci le așteptăm din nou cu drag. Copiii acolo își pot vota și muzica favorită. Pe Facebook pot, au un grup special, se numește Party People, pe acest grup ei pot să se înscrie, doar copiii din clasele 5-8, doar școlile care participă la acest program, acolo ei pot vota piesa pe care doresc sau pot să dea o sugestie care piesă să se asculte în această, să difuzeze în această seară și pot comenta, posta comentarii și like-uri pe pozele preferate. De elevi au fost prezenți și psihologul școlii de dans Dana Cristianu, dar și medicul Celia Tincău de la Centrul Antidrog Satu Mare, care a promovat ideea de a fi cool fără droguri. Aceasta le-a expus efectele negative care le are consumul de droguri, dar și cum pot face să nu fie atrași în acest cerc vicios. În final, celor peste 200 de elevi le-au fost prezentate stilurile de dans pe care le pot învăța de la profesorii Loga Dance School.